Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod o să discutăm despre destructurare, atât pe array-uri cât și pe obiecte. Prima oară să înțelegem ce este această destructurare, atât în cazul array-urilor cât și în cazul obiectelor. Practic creăm alte variabile care țin valorile din obiecte sau din array-ul respectiv, fără a fi nevoiți ca de fiecare dată să menționăm direct, spre exemplu în cazul unui obiect, să menționăm direct obiectul și proprietatea. Dar nu vom face lucrul ăsta folosind metodele normale, să zicem constantă nume egal person nume, ci vom folosi destructurare. Și o să vedeți acum cum funcționează. Prima oară vom face asta pe un array. Vom spune constantă array este egal și aici se zice Mircea, Ion și Dumitru. Trei nume aleatorii, nu cunosc pe nimeni cu niciun nume. Ba da, cunosc. Ok. Ca să facem această destructurare, vom face așa, constantă, iar aici avem paranteze drepte. Având array, folosim tot array pentru a destructura, adică tot parantezele drepte. Și în interior vom spune, să zicem, nume și nume 1. Vă explic imediat. Și, de fapt, nume 2 și nume 3. Este egal cu array. Ce face el practic în spate? Voi lăsa comentariu ca să vă fie ușor de înțeles. El în spate, în momentul în care scriem acest lucru, face trei constante, const nume egal array de 0, 1 și 2. De ce? Pentru că în acest array pe care noi l-am creat, la indexul 0 se află 1, care corespunde indexului 0 din array. La indexul 1 se află nume 2, corespunde lui Ion, și nume 3 îi corespunde lui Dumitru. Deci, noi dacă dăm acum un console log pe nume, ar trebui să vedem Mircea. Și, într-adevăr, avem Mircea. Dacă ne uităm pe nume 3, avem Dumitru. Deci, aceasta este restructurarea pe array-uri. Nu știu cât de des o să folosiți destructurarea pe array-uri, adică practic ce v-a ajutat acum e în loc să scrieți mereu array de 0, array de 1, array de 2, le-ați scos în niște nume. Doar că de obicei nu prea, adică array-urile nu o să aveți, nu știu, un array cu informațiile despre un utilizator unde aveți nume, vârstă, hobby și așa mai departe, pentru că ar însemna să fie, nu știu, aici Chris, .29, programator sau ce e pe acolo, deci nu o să aveți așa, o să folosiți obiecte. Dar când este posibil să vă fie foarte folositoare destructurarea pe array-uri, este în situațiile de genul. Să spunem că avem un URL care este HTTP localhost 8000 page 1 și filter name. Da? Deci filtrează după nume, este un URL cu parametri. Și aici extragem practic folosind split, care ne sparge practic ăsta, cum se spune, stringul și ne face în două array-uri. Deci o să avem parts este egal URL split la semnul întrebării, similar cu explode-ul din PHP. Și dacă ne uităm acum, dăm un console log rapid pe acest parts, o să vedem că avem prima oară este URL-ul de bază și al doilea parametru sunt parametrii sau query string-ul din URL-ul nostru. Page filter, de aici mai departe, normal, trei extrași. Dar aici, ca să nu scriem de fiecare dată parts de 0 și parts de 1, este un moment bun să știm că practic prima parte este ocupată de URL-ul de bază sau în cazul nostru domeniul și portul, iar a doua parte este ocupată de parametrii din URL. Și în situația aceasta, da, putem să spunem base URL și parameters din parts. Și atunci, dacă am nevoie de parametri, folosesc direct parametri și am page 1 și filter. Da? Iar acest lucru poate fi și scurtat, pentru că, practic, URL.split ne întoarce un array. Putem să venim direct aici și să facem direct destructurarea pe array-ul acela și mai scăpăm de o linie de cod. Și rezultatul e același. Deci, practic, destructurarea pe array-uri așa se face
Și da, este utilă, depinde de ce aveți nevoie, dar o să folosiți mult, mult mai mult destructurarea pe obiecte, despre care vom vorbi acum. Pentru destructurarea pe obiecte, vom face un obiect un pic mai jos, să zicem person, și zicem așa nume, vârstă, ocupație și așa mai departe. Iar destructurarea pe obiecte este similară cu destructurarea pe array-uri, numai că în loc de paranteze drepte vom folosi acolade, pentru că noi avem obiect. Deci mai jos putem veni și să dăm aici const nume, vârstă, ocupație din person. Da? Acum avem o eroare, momentan o voi corecta, avem o eroare pentru că există și aici, dar o să-l corectez aici ca să nu avem probleme, după care vom discuta și despre alias. Iar acum, practic, ce s-a întâmplat? El a făcut trei variabile în spate, const nume egal person nume, nume, vârstă, ocupație. La obiecte, practic ce punem aici sunt cheile pe care le regăsim în obiectul nostru. Deci, dacă nu vrem vârsta, nu trebuie să o luăm în ordine, pur și simplu scăpăm de vârstă de aici și lăsăm numai numele și ocupația. Și nu avem nicio problemă. Iar dacă dăm un console log acum pe ocupație, să zicem, vom da un refresh și vedem programator. Mai departe, dacă am pune aici, să zicem, CNP, el face în spate const CNP egal person CNP și acest lucru o să fie undefined pentru că CNP nu există în obiect. Adică person.cnp nu există, da? Aici noi nu avem CNP-ul, dar cu toate astea încercăm să-l extragem și dacă venim și vrem să-i dăm un CNP, o să ne dea undefined, da? Pentru că nu există. Și vorbeam mai devreme de alias, ceea ce este perfect pentru că în cod nu avem doar această destructurare, avem mai multe linii de cod, avem mai multă logică și exact cum se întâmplă în cazul nostru, se suprapune numele unei constante. Și la noi aici, noi vrem în continuare să extragem numele, dar nu putem să o facem așa pentru că avem deja o constantă care se numește nume. Și cum putem să facem un alias? După nume, dar înainte de virgulă, punem două puncte și putem să redenumim. Nume complet, să spunem. Iar în cazul nostru acum, practic constanta nume complet preia cheia din person. Da? Și așa puteți să suprascrieți, practic, numele valorilor pe care voi le extrageți, cheile, de fapt, sau variabilele pe care le extrageți din obiectul respectiv. Chiar dacă aveți nume, vârstă, ocupație, puteți să le scoateți după name, vârstă, age și așa mai departe. Adică să le traduceți în engleză, să lucrați cu ele în engleză, în cazul în care, spre exemplu, poate toate variabilele voastre sunt în engleză, dar informația aceasta vine din API în română și vreți să păstrați același standard de cod peste tot și atunci le redenumiți și le puneți pe toate în engleză ca să aveți totul în engleză. Cam atât și cu destructurarea, nu cred că am omis nimic. Dacă aveți întrebări, nu uitați să vă încurajez să lăsați în comentarii dacă nu ați înțeles ceva. Vă aștept și pe serverul de Discord. Atât eu cât și alte 120 de persoane care mai sunt acolo, puteți găsi ajutor în cazul în care aveți vreo problemă. Până data viitoare, când o să intrăm în lucrurile mai interesante, o să începem să vorbim de DOM și de Event Listener, Query Selector și așa mai departe, nu uitați de like și nu uitați să vă abonați. Ciao!